În sfârșit am ajuns și eu la întrunirea aventurierilor, să zicem, Horizon Unlimited 2022 România, la cabana. La cabana Botvai. Dacă pot să rețin. Am învățat și mi-a fost greu, dar am învățat să pronunț cabana Botvai. Îi, ca să fie mai simplu pentru oameni, lângă Biborțeni. Pune-mi, te rog, ce este această întrunire? E o întrunire a călătorilor. Îmi place să-i zic conferință. Da, bine, îți dai seama că nu e așa. Vine lumea să prezinte chestii, fancy, nu știu ce. Așa, avem staruri care vin pe la noi. Vin să-și prezinte călătoriile fancy. Nu are nicio legătură cu conferințele. Oamenii beau să distrează, povestesc. Asta, ăsta e conceptul, să-ți povestești călătoriile tale. Noi suntem motocicliști, de la Carpathian Tourist Guide am început cu motoare și oamenii care ne știu sunt majoritatea motocicliști, dar asta e și pentru bicicliști, oameni care merg cu 4x4, acum cu campere, că toată lumea trece la campere, copii, curând, bănuiesc, încercăm să atragem și pe oamenii ăștia. Trebuia să discutăm cu Radu Păltinianu, poate știi biciclistul ce traversează Australia de la nord la sud, dar săracul a avut niște probleme, că mi-a scris azi noapte, era și tot cerut scuze, a avut probleme cu bicicleta și acolo chiar e în fucking deșert, e complicat să, dacă se întâmplă ceva, dacă bate vântul din față o zi, întârzi 4 zile la destinație, știi, deci, na. Asta e a doua zi. Noi am început ieri la prânz. Joi a fost un training a unui prieten bun de-a meu, Marti, el e din Slovacia, training de off-road și o ținut jumătate de zi aici, aici pe teorie. Undeva, după da, au avut oamenii care au participat. Am văzut că e foarte pitorescă zona. Noi am venit pe un drum cam spart dinspre Mic Falou, dincolo, din... O chestie nu e drumul pe care ți-l dă Google Maps, dar frumoasă zona. Chiar acum, recent, încercam să cartăm niște trasee pe aici, că avem niște planuri cu zona, e foarte fain. Adică toți Carpații ăștia orientali sunt mișto, no, mâncare bună, zone mișto, trebuie explorați. Prezentări. Am avut de la Radu Silindian, Adrian Silindian, tocmai ce-o trecut pe aici. Atunci când am ajuns aici, am văzut că era un băiat din Polonia. Da. Pe care l-am intervievat acum câțiva ani cu Africa Twin, Cristof sau ceva, exact. M-a recunoscut după aia și zic, băi, am ajuns fix la sfârșit când ziceai că și când am ajuns la asfalt eram relaxat. Da, Cristof, uite, un exemplu, Cristof e prima dată când prezintă ever și a fost foarte rușinat și foarte emoționat, dar o trecut peste emoții, a venit și a încercat. Chiar l-am încurajat de ani de zile, de tot spun hai. Și e foarte interesantă perspectiva unui străin în România, că fain să vezi, să afli informații. De asta și făceam interviurile astea cu străini eu, pentru că dacă nu ești din zona respectivă, ai tot o altă perspectivă corect. Și vezi, să zicem, unele frumuseți pe care un localnic nu le vede. Da, ideea e că oameni, călători relativ simpli, câțiva sunt mai cunoscuți în comunitatea asta adventure riding și din România, dar nu mergem spre keynote speaker și asta. Efectiv, oamenii vin și spun poveștile și iese ceva super. Mm-hmm. Și cât durează asta? Am început de vineri, acum sâmbătă e a doua zi de program, mâine dimineață o să fie doar micul dejun, mai e o poveste și după aia lumea pleacă către casă pentru că veniți de departe. Majoritatea au nevoie de jumătate de zi, nu o să se grăbească să plece, că nu prea ai chef și... Nu, în ultima zi, duminica, nu mai ținem prezentări pentru că lumea rămâne numai cu poveștile, știi, să fie așa cumva o încheiere. Fiecare să facă ce trebuie încheiere să fie, da. No, două zile în principiu, vinerea am început la ora 4. Asta întrebam ca să știe oamenii în viitor, că bănuiesc mergem pe același principiu. În viitor, da, normal. Chiar ne gândim să rămânem în locația asta, îmi place foarte mult. Acum am văzut plusuri, minusuri, la anul rupem, deci nu mai știm tot exact, merge perfect, nicio problemă n-o să fie, toată lumea fericită. Puteți să ajungeți și cu motocicletă de stradă, deși e o mică urcare mai abruptă la început, care te poate speria. E un drum pietruit, e ok. Se inițiază oamenii un pic pe off-road, e perfect, mai încearcă ceva, mai văd, aici văd motociclete, aici, perfect. Tot avem muralul ăsta în spatele nostru aici. Da, e cel mai bun exemplu. Toate motoarele din categoria adventure le găsești aici. Cred că vreo 40 de motociclete, un pic mai mult, cam așa. Și vechi, și noi. Mai vorbeam cu Marian, a zis el, crede că Africa Twin e cea mai populară motocicletă de aici. Și vechi și noi. Motorul lui Marian, a meu, care l-am dat la un prieten care a venit cu el aici, și al lui Cristof, acolo în cap. Parcă mai era și un adventure sport, eu am văzut la...
Ok, la poate intrare... mi-a scăpat. Bine, eu zic de cele vechi. Nu uita, da, auzi câteva. No. Oricum, foarte multe motociclete frumoase. E fain, e un vibe fain. Mi-a plăcut. Locația e foarte faină pentru că e concentrată pe zona asta, știi? Motoarele sunt jur, sala de prezentări și discută oameni, știi? Și e foarte fain. E, are ceva. În mijlocul pădurii. Nu poți să vrei mai mult. Plus, uite, da, ne întoarcem ca să vadă și zona, da, de camping în spate, adică... Să poate și campa. Au o chestie, sau unul din lucrurile care mi-au făcut din prima, doar unul ăsta imens, o bancă la fel de mare sub el. Genial, da, tot ce vrei. E și kid friendly. Da, 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 oamenii au venit, oamenii au venit cu copiii, că din nou. Chiar să... trimisese mă acasă, știi, în filmulez cu copilul. Da, 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 să... Scuze, măi, că se poate, vezi, da, normal, are un an și trei luni și uite, au venit oamenii de hotărâre, atâta, nu. Ok. Eu îți mulțumesc pentru toate informațiile. Mulțumim astea. Mulțumim de vizită. La anul, să... la anul avem o regulă, că și cu cei care prezintă fac video call-uri. Un an au voie să facă asta, la anul să fie trebuie prezent. Să prezinte, eh? Exceptăm pe Radu Păltineanu, care e pe bicicletă și la el o călătorie 3 ani. Ok, pe el îl înțeleg, îi durează un pic. Dar la motociclete trebuie neapărat să revină. Să, și... să susții ca o teză de dizertație. Da, ai terminat, da, da, călătoria, ok, hai să...